Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Cotidianul banalizează rugăciunea zilnică. Ea devine exterioară, mecanică, lipsită de sensibilitate. Rugăciunea abuzelor și îndeplinirea unei obligații exterioare de care ne achităm cât mai repede posibil pentru a ne putea dedica din nou unor lucruri mai îmbucurătoare, spunea Karl Rahner. Ca în orice domeniu, optica în ceea ce privește lucrurile spirituale este foarte importantă. Atâta valoare va avea rugăciunea personală cât reușești să-i imprimi. Când considerăm că un lucru e imperios necesar, facem tot ce ne stă în putință să-l realizăm. Ecuația e simplă, așa că ar trebui să fim onești. Valorizăm rugăciunea zilnică rugându-ne, nu vorbind de ea la nivel ipotetic. O transformăm în ceva creativ, aducându-ne mereu aminte că este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Iar dacă El este Tată, iar noi suntem copii, atunci această relație trebuie întreținută cum se cuvine. Toate cele ale vieții ar trebui să se subordoneze acestei discipline zilnice. Nimic n-ar trebui să impieteze rugăciunea. Simpla adeziune mentală și rigoarea morală nu e suficientă. Avem nevoie să ducem relația noastră cu Mântuitorul până la incandescență.